Verificările efectuate de polițiști au relevat că un bărbat de 53 de ani care conducea un autoturism a pierdut controlul volanului într-o curbă, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autovehicul condus de un bărbat de 35 de ani. În urma impactului, șoferul din autoturismul care a pătruns pe contrasens a decedat. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările.